Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod pe canalul meu. Vreau să vorbim despre Galaxy A50, singurul dintre noile modele lansate la Barcelona care ajunge oficial în România. Au lansat noi modele în gama A, care este una din seriile cu telefoane accesibile de la Samsung. Au lansat A10, A30 și A50, noi modele. Din câte am citit anterior, o să fie 10 modele în gama asta, deci pe toată linia A10, A20, A30, A40, A50 până la A90, care va fi un fel de vârf de gamă. A50 este primul anunțat care va ajunge în România și are specificații interesante, mi-a plăcut foarte, foarte mult cum arată, deci am vrut să fac un episod special despre el. Începem cu detalii tehnice, ca de obicei. Un ecran nou AMOLED, care pentru un telefon ieftin e super tare. 6,4 inch cu rezoluție 2340x1080, care aduce un aspect nou, 19:5 împărțit la 9. Se îndreaptă și ei spre direcția în care a luat-o Sony cu prostiile alea 21:9, care sunt foarte, foarte înalte, vorba aia arată ca o telecomandă, nu ca un telefon. Dar când îl întorci pe laterală, arată ca un televizor, ca un monitor de la special, foarte lat. Nu e rău, dar pe de altă parte nu e neapărat direcția cea mai bună în care să mergem. Totuși, e un display bun, cu culori excelente, ca la tot Sper AMOLED, cu o densitate de 403 destul de bună, cu luminozitate destul de bună. În fine, margine foarte subțiri și au un nou teardrop deosebit de ce are 10, asta e pe mijloc. Procesor nou, Exynos 9610, a fost lansat anul trecut și este octa-core cu 4 nuclee de mare putere Cortex A73 și 4 economice Cortex A53. Este peste ce aveau ei la 8, la 9, la modelele astea anterioare, care era tot un octa-core, nu, era, ba da, era octa-core cu 2 nuclee de putere și 6 economice. Deci ăsta se duce undeva spre procesoare de top și o să aibă comparativ, parcă am înțeles că este comparativ cu Snapdragon 660, scoate cam aceleași scoruri în teste de performanță, deci un procesor destul de ok și procesor grafic Mali G72, care este unul foarte bun. În plus are 6 GB de RAM, bine, are și variantă de 4 GB de RAM, 64 de stocare, variantă de 6 GB de RAM și 128 de stocare. În schimb are pe spate o cameră triplă care mi se pare interesantă, merită testat, o să vedem. O 25 de megapixel principala, 8 megapixel a doua pentru lentilă ultra-wide, 5 megapixel senzorul de adâncime care preia informații despre distanțe și culori. Camera frontală aia din mijlocul, din deasupra ecranului, este 25 de megapixel și ea. Deci mi se pare foarte tare, au păstrat mufă de jack de 3,5 mm, au păstrat foarte, foarte multe chestii. Bateria de 4000 de mAh, deci o să țină destul, destul de bine. Ce să mai este, comparabil cu un flagship și în același timp un preț anunțat destul de bun, de vreo 400 de euro, adică însemnând 2000 de lei. E posibil să vină la 2200 datorită taxelor, 2300 maxim. Dar totuși, dacă vine, se va ieftini în timp și o să ajungă un best buy. E rezistent la apă, are Gorilla Glass ca să nu se zgârie, are tot felul de chestii. Într-adevăr, în mână ținut, se simte un pic pe spate un plastic, să spun, o chestie de genul ăsta, dar nu asta contează foarte mult. Ce vreau eu să vă spun este că Samsung și Huawei și alte companii și-au dat seama că nu poate să concureze cu Xiaomi, cu OnePlus, cu ăștia, pentru că chinezii pot să ofere procesorul de top cu niște specificații care sună bine pe hârtie, dar componentele sunt foarte ieftine, cu carcasă de plastic și chinezii pot să-l vândă sub 2000 de lei. Samsung și Huawei nu o să vină cu telefoane sub 2000 de lei care sunt de top. În schimb,
au găsit această metodă de a pune un procesor mai care este puternic, dar nu se compară cu cel de pe S10. Pun un ecran bun, dar care nu se compară cu cel de pe S10, dar totuși e foarte bun comparat cu marea majoritate a ecranelor, e bun. Nu știu dacă ați urmărit zona asta, dar mulți au recomandat anul trecut acel Pocophone de la Xiaomi, care a fost, cred că și la 1600 de lei. Da, avea procesor Snapdragon 845, dar nu asta este tot ce ai nevoie la un telefon. La un telefon ai nevoie, iar să auzi zgomote și nu se audă vocea prea bine. Hai, băieți, dați drumul cu căruțul. Acel telefon în jocuri și în aplicații se încinge uneori. Acel joc uneori în interfață se acadează. Este pe care mi-au confirmat că mai mulți oameni care au testat. N-am reușit să fac rost de el să-l testez, dar promit că dacă o să apară Xiaomi pe piața locală cu adevărat, o să fac rost de telefoane și o să le iau la test. La fel, camera de pe Pocophone nu este de nivel camerelor Sony sau Samsung sau Huawei. În schimb, da, ca raport calitate-preț, Pocophone e un telefon bun, dar dacă aș avea ocazia să-mi iau un telefon care are și baterie mare, și procesor bun, și ecran bun, și arată ca un telefon premium, eu mi-aș lua așa ceva. Anul trecut am recomandat Honor Play, care arată foarte bine. Anul ăsta, deocamdată, A50 ăsta mie mi se pare genial, dar, da, depinde de fiecare, de gustul de fiecare. Mie mi se pare A50 că poate fi un telefon care să înlocuiască oricum un flagship. Pentru că, în fond, nevoia pentru a avea cel mai puternic procesor și cea mai bună cameră este relativă. Adică, un om obișnuit are nevoie să vorbească la el, să se uite pe Facebook, să-și citească mail-urile și ce mai face. Și când pleacă în vacanță, să facă poze. Nu are nevoie de Exynos 9820 și 12 GB de RAM și 1 TB de stocare. Alea sunt pentru cei care au foarte mulți bani și nu știu pe ce să-i cheltuie. Cam asta este povestea cu A50. Sunt convins că vine în România. Sunt niște evenimente locale la care o să vedem noile telefoane. Trebuie să vină 10 la test. Continuăm și sper să reușesc să fac în fiecare zi un clip care să se audă mai bine. Dacă reușesc, mâine termin Moto G7 Plus, pentru că s-a întins pe o durată prea lungă. Dacă nu reușesc, ne auzim în curând cu alte modele noi. Hai, v-am salutat!